Mini Bubu, s-a întâmplat ceva care a cauzat un dezastru major în viitor. Nu sunt sigură ce a fost sau când s-a întâmplat exact. Nu-mi poți spune nimic neobișnuit? Gândește-te, Mini Bubu, gândește-te! Nu? Da, în viziunea mea, acum! Wow, e mult mai mare pe interior! Pentru ce e asta? Vrei să știi ce vei primi la următoarea zi de naștere? Nu, normal că nu. Exact. Dar tu? Îți știi toate cadourile de ziua ta? Știu doar unele dintre ele. În mod normal, trebuie să evităm cât mai mult să interferăm cu întâmplări din trecut și viitor. Dar asta e foarte grav, Mini Bubu. Viitorul ne e în pericol. Trebuie să mă ajuți. Ce s-a întâmplat aici? Cu cât știi mai puțin despre viitor, cu atât mai bine. Fă-ți numărul. Capturează acum și restaurează ordinea. Apoi totul va reveni la normal. Nu rămâi? Să spunem că mă pregătesc să sar înapoi în trecut și să încerc altceva, în caz că eșuezi. Motanel pe acoperiș. Motan singură, Noir? Fără doamna sa. Motan Noir? Ah. Domniță? Credeam că te-am pierdut. Oh, m-am pisimțit așa de trist că ai plecat. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu, nu-mi spune. Vom repara totul. Normal că vom repara totul. Acum că te-ai întors și acum când vei da miraculosul tău. Miraculosul meu? Ce-i neregulă cu tine, Motan Noir? Scuze, nu vroiam să fiu aspru, domniță. Mi-ai putea da, te rog, miraculosul tău? Te rog, Motan Blanca, intrat în niște buclucuri. Ai fost acum adizat, Motan Noir. N-ai nevoie de miraculosul meu. Ai nevoie să te deposedezi. Lasă-mă să te ajut. Salvează-mă. Bietul meu, Pisi. Spune-mi, îți amintești unde s-a dus acum? Aici, dar e deja frântă. Acum mă frângi mai mult decât inima, Marinette. Ce? Ce ai spus? Îmbrățișează-mă, Marinette. Greșești, eu nu sunt Marinette. E imposibil, nu ți-am spus niciodată nimic. Buburuza? Oh, nu! Ce-ai făcut, Marinette?